Într-un univers al evenimentelor culturale și într-un univers al, să spunem, teatrului contemporan, apare un moment. Momentul ăsta se numește linotip. De ce linotip? O să vă spună invitații mei din această seară. Eu pot să vă spun decât atât. Este un loc și un moment în cultura românească care ar putea să genereze foarte multe alte lucruri frumoase. Și am să le spun bună seara, în primul rând, celor doi invitații mei. Am să vă las pe voi să vă prezentați singuri. Bună seara! Seara. Eu sunt Ioana Marchidan, sunt directorul artistic al Linotip, Centrul Independent Coreografic, și directorul sau cum managerul Asociației Dance Spot. Mm-hmm. Președinte. Președinte, așa. Președinte. Niciodată nu știi dacă e președinte sau director. Da, noi toți suntem directori, președinți. E mai puțin important acest lucru. Important este că avem acest spațiu, că există acest spațiu, mm-hmm, Linotip, Centrul Independent Coreografic, și funcționează de 3 ani de zile. Acum am făcut 3 ani, mm-hmm, de când am semnat contractul. Încă n-am făcut, vom face. Vom face, dar în curând. Și ce pot să spun, doar că mă bucur enorm, infinit, că există acest spațiu și aș îndemna tinerii, mm-hmm, tinerii, și mai puțin tinerii. Tinerii și mai puțin tinerii și oricine poate să facă lucrul ăsta să aibă și aceste, mm-hmm, această inițiativă de a genera niște lucruri mai departe. Exact ce spuneam mai devreme. Exact. Arcadie, bună seara. Bună seara. Eu sunt Arcadie Rusu și sunt managerul spațiului Linotip. Linotip a luat naștere cumva din dorința noastră de a performa, de a crea ceva, de a scoate din nișă dansul contemporan românesc și de a aduce, cumva, de a dezvolta această artă, de a aduce ceva nou în diversitatea sau în cele puține evenimente care există legate de dansul contemporan. Și așa a apărut spațiul Linotip. Cu Ioana lucrăm din 2009 și ne-am tot dorit să creăm o companie. Am încercat în mai multe feluri până ne-am dat seama că avem nevoie de un spațiu. Avem nevoie de o casă, de o cupolă, de un spațiu în care să lucrăm, să ne antrenăm și cu atât mai mult să ne exprimăm. În momentul în care a venit practic acest loc, Linotipul, noi nu știam cum să-l numim, aveam niște denumiri pregătite, dar parcă nu funcționa nimic. Și am făcut un research, am aflat ce a existat exact înainte să venim noi cu dansul, ce a existat acolo, și în tipografia Palatului Universul, fix în acel loc, a fost linotipia. Mm-hmm. Și mi s-a părut un cuvânt extraordinar care cumva se ducea la fundul arhaismelor și am zis că uite, e atât de frumos că noi vom scrie mai departe, vom tipări cu corpurile, mm-hmm, și cu dansul ceea ce... Mi se pare foarte interesant expresia asta, vom tipări cu corpurile. Mm-hmm. Pentru că e tot un mesaj, mm-hmm, e un mesaj vizual și încercăm să ajungem la spectatori pe alte căi și să vorbim într-o altă limbă, cumva. Mm-hmm. O limbă necunoscută, dar internațional valabilă, pentru că limbajul corporal poate fi înțeles și la Polul Nord, dar și în Africa de Sud. Așa, adică este. În momentul în care ne uităm și analizăm că un om face un gest agresiv sau face un gest tandru, mm-hmm, noi ne identificăm cumva cu motric și rațional cu emoțiile din spatele gestului. Cineva spunea la un moment dat, și tot venea din universul ăsta al artelor, teatru, dans, spunea la un moment dat așa, prin corp poți să spui de multe ori mai multe decât ai spune prin vorbe. Ceea ce cred că vi se aplică și vouă. Aceasta este știința cu care ne ocupăm. Cum putem să spunem fără să spunem? Cum putem să... și fără să arătăm? Pentru, mm-hmm, că noi nu facem pantomimă, dar încercăm să creăm contexte care să vorbească. Contexte, imagini, coreografii care vorbesc și au în spate un mesaj. Pentru că această inteligență umană nu mai e exploatată, nu mai e stimulată, da, și ni se dă totul materialul în gură. Am citit, am înțeles, totul super rațional. Ori dacă ne uităm un pic, ne reîntoarcem inclusiv la comunicarea dintre animăluțe, cum se uită ele, cum dau din coadă, cum privesc,
în spatele acelor gesturi, ele nu au nevoie să vorbească, nu au nevoie să... Cât sunteți în cadrul acestui proiect, dacă îi putem să-i spunem așa? Suntem patru. Mm-hmm. Noi suntem patru, eu cu Arcadie, Hermina Stănciulescu, care este pe partea de vizual, mm-hmm, și nu numai, și Alexandru Suciu, care este pe care îl salutăm încă o dată și felicitări pentru premiera Să nu ucizi, care este compozitorul, adică este, mm-hmm, compozitorul spectacolelor noastre și mai mult de atât, mult. Adică noi ne ocupăm cu foarte multe. Pot să spun că eu sunt coregraf sau că Arcadie doar coregraful. Mm-hmm. Nu, deci noi patru ne ocupăm cu mult mai multe. Ceea ce înseamnă să gestionezi tot un spațiu. Tot ce înseamnă partea din spate și partea din față și produsul finit, ca să spun. Și asta așa. Nici nu, eu cel puțin o spun sincer că nici nu mă așteptam că o să știu să fac lucruri de... Păi știi care e problema? Plus Teodora Învelescu, care e și ea o tânără studentă, la facultate acum a absolvit, mm-hmm, și ne ajută cu ce poate, învață lucruri și, mm-hmm, și acolo și în echipa de organizare. Pentru că, îmi cer scuze că întrerup, dar doar vreau să zic așa că în spațiu independent, ca să se întâmple lucrurile, trebuie să le faci pe toate. Așa este. De la femeie de servici până la contabil, acte, coregraf, stai, mm-hmm, și la sunet, stai și la lumini. Stai și la intrare. Ai grijă chiar dacă de organizare. O seară înainte ai jucat, a doua zi stai la intrare pentru altcineva. Exact. Și este... Avem peste 20 și ceva de dansatori colaboratori în spectacolul nostru. Asta vreau să vă întreb, care sunt și colaboratorii ca număr vorbind? Peste 20 și ceva și avem... pentru noi cel mai important lucru a fost să creăm să educăm publicul, să creăm o stagiune, un repertoriu, mm-hmm, de dans, mm-hmm, ca omul să aibă cumva... să aibă cumva această recurență de a veni la... Și să aibă niște alegeri până la urmă, ce să aleagă. Să aibă niște alegeri, da. Exact. Dacă vrea să vadă un spectacol de dans, să știe că măcar o dată pe săptămână are un, mm-hmm, loc în care poate să vadă un spectacol și cu abordări destul de diferite. Și atunci, pornind de aici, am venit cu câteva spectacole pe care deja le avem. Avem un spectacol din 2009, unul din 2010, mm-hmm, un spectacol care se joacă de 10 ani. Și au publicul lor și am construit altele noi. Pe lângă repertoriul nostru, mai avem, de exemplu, Rampa de Dans. Rampa de Dans e un proiect prin care sprijinim tinerii coregrafi, coregrafi emergenți, ca să-și, să vină să-și pună în scenă spectacolele lor. Artistice, da. Și mai avem spectacole pe care le producem noi. Chiar astăzi va avea loc o avantpremieră și pe 16 va fi premieră oficială a spectacolului Unu pe față, unu pe dos. Uh-huh. E un spectacol de circ contemporan. Chiar vreau să vorbim de spectacolul ăsta pentru că mi-a atras atenția foarte tare descrierea lui de pe afișul pe care voi l-ați făcut. Cum ați ajuns la conceptul ăsta de circ? Pentru că știm de ce întreb. Pentru că știm foarte bine ce se înțelege la un moment dat prin circ. Și aici este, de fapt, provocarea voastră, de fapt, să înțeleg cu acest spectacol. Da. Circul există de mai multe tipuri. Există circul tradițional, uh-huh, circul neoclasic și circul contemporan. Circul contemporan noi l-am putut vedea în România, poate la Cirque du Soleil, uh-huh, și doar atât. Noi ne-am dorit cu Ioana am văzut niște companii, pentru că există școli în Canada, în Belgia, în Franța, tradiție și școli, uh-huh, cu circ și ei au dezvoltat acest circ contemporan, l-au dus foarte departe. Noi ne-am gândit odată, pentru că am văzut ce combinație poate să iasă între circ și dans contemporan, ne-am gândit acum mai mulți ani urmă să încercăm să facem ceva, chiar dacă la un nivel mai mic, mai experimental, dar să facem ceva. N-am reușit atunci, iar acum către noi au venit niște oameni, au venit o propunere. A venit Paul Herzfeld, uh-huh, cu Georgeta Corca. Paul fiind absolvent a școlii de circ din Canada, performând în multe companii internaționale. Inclusiv la Cirque du Soleil, compania de Las Vegas și Geta fiind dansatoare și coregrafă, ei au venit cu această propunere. Și noi, sigur, i-am sprijinit cu tot ce am putut ca să iasă acest spectacol. După luni întregi de muncă, mm-hmm, și chinuri și vânătăi și bătături și... chiar nu ușor. Stăteau destul de mult în sală, lucrau destul de mult și după ce terminau se mai duceau și undeva unde aveau un spațiu, unde existau saltele, să poată să facă tricurile și tot felul. Mm-hmm. Dar zicea, băi, lucrez, nu știu cum să zic, să sar de pe mâini, pe genunchii lui sau ceva, adică o chestie mică, pentru o chestie mică, care nu este spectaculoasă, lucrăm ore în șir.
în continuu facem chestia apropo asta. Apropo de asta, și acum vorbim la nivelul ăsta, deci nu vorbim la nivelul de circ. A existat la un moment dat un spectacol în care am și jucat și eu. Partenerii mei de scenă aveau coreografie, trebuiau să danseze și era vorba de vals, de tango și erau niște ritmuri pe care trebuiau ținute. Și vreau să spun că pentru coreografiile respective se lucra câte 6-7-8 ore. Și vorbim la, nivelul acesta. Ca să ajungă, exact. Să ajungă la un nivel, normal că trebuie lucrat mult. Uite-te, eu am făcut liceu de coreografie. Uh-huh. Și ca să, adică un simplu battement tendu, o simplă mișcare de picior, ca să iasă corect și cu toate... Și o anumită eleganță. Și o anumită eleganță, faci din clasa 4-a până într-a 12-a. Adică faci mult. A, și tot continuu. Că și tot continuu. Și asta o continuu. Nu există, exact, nu există pauze. Așa cum, de exemplu, la Gigi Căciuleanu, când am lucrat, că noi facem parte și din compania Romanian, Gigi Căciuleanu Romanian Dance Company, și am făcut spectacolul de ale noastre, care a avut un succes, s-a jucat la Teatrul Național din București. Mi-aduc aminte că s-a repetat pentru o mișcare de crinolină, deci pentru o mișcare ca crinolina să se învârtă într-un fel zile întregi. Da, pentru deci că zile întregi. E vorba de perfecțiunea momentului, exact. Până la urmă, că și într-un fel sau altul și noi ca indivizi, dar și într-un spectacol, mai ales un spectacol vizual, atât de vizual, ai nevoie de niște lucruri care să fie perfecte. Perfecte, da. Și atunci, din cauza asta, e nevoie de tindem foarte spre mult. Tindem spre perfecțiune. Exact. O să ajungem. Exact, tindem spre. Dar iată că se întâmplă uneori chiar acea perfecțiune să apară, poate fără să ne dăm seama. Din urma unor exerciții, unei munci asidue pe care o facem. Oricum, trăim niște vremuri în care și teatru și spectacole sunt destul de interdisciplinare și acum se cere foarte multă mișcare. Adică actorii, dacă rămân la mișcarea pe care o fac în facultate, pe aici, pe acolo, nu este suficient. Și noi cumva încurajăm și chiar suntem foarte încântați de... Sunt tineri actori care vin la cursurile noastre, la workshop-urile noastre de dans. Asta e foarte important. La diferite workshop-uri, pentru că investesc în dezvoltarea lor, fie că fie că au de jucat în musical-uri, fie că se duc la casting-uri în care regizorii le cer cumva forma fizică, fizicalitatea să o aibă pusă la un anumit punct, n-ai cum să o... Trebuie, noi avem o meserie, aceasta este o meserie în care trebuie să ne pregătim din timp, neștiind ce ne așteaptă, să punem mâna pe un instrument muzical și să lucrăm la el 2 ani, pentru că s-ar putea în 2 luni să ți se ceară și să nu ai timp decât să faci 2-3 note stânga-dreapta. Așa este. Cum vi se pare momentul de față? Și acum ne referim strict la dansul contemporan și nu vorbim doar cel din România, pentru că în România, din păcate, dansul contemporan nu mai este chiar atât de bine văzut sau nu mai era până la un anumit punct. Cum vi se pare universul ăsta al dansului contemporan la nivel mondial? Tinde spre niște lucruri bune sau s-a plafonat? Nu, de plafonat nu s-a plafonat și nu o să se plafoneze niciodată. Și dacă vorbim de companii mainstream, companii mari, cu bugete mari, de peste tot din lume, ei au capacitatea, posibilitatea să aibă niște mașinării, niște gladiatori acolo pe scenă pe care să-i antreneze, să-i plătească, să-i țină pentru proiectele lor. Dar eu n-aș mai zice din păcate, aș zice din fericire, în România, uite că se pot face lucruri. Din fericire, oamenii vin și au început să... Noi simțim cum în timp de 3 ani, cu foarte multă muncă, am început să formăm public care vin constant. Unii au văzut spectacolul de 5 ori, mai vin cu alți prieteni, sunt alții care descoperă dansul și dintr-un cerc restrâns, dintr-o comunitate mică care veneau la noi, să zicem, la început, la cursuri, la spectacole, acum deja s-a mărit și ne tot vedem fețe noi mereu și fiind un spațiu intim, pentru că linotipul are doar 60 de locuri, noi am încercat să păstrăm scena cât mai mare. Adică cred că e cea mai mare scenă dintr-un spațiu independent. Să fie generoasă. Să fie foarte mare, să putem dansa. Având atât de puține locuri, noi la final de spectacol uneori interacționăm cu spectatorii. Ei ne așteaptă. Plus că suntem în Palatul Universul, care e un mic hub cultural. Mai există și un teatru și și alte spații, o galerie de artă. Oamenii tot vin acolo, vin și sunt interesați. Deci cred că e o perioadă bună în acest moment ca dansul contemporan să se dezvolte în România. Și de ce este important? Este important pentru că lucrezi anume cu corpul tău. Corpul fiind singura dovadă clară, concretă, că existăm acum aici. Exact. Deci în asta ar trebui să se investească cel mai mult. Ca noi
ca și entități, ca și oameni, să conștientizăm acest mecanism care ne aparține, pe care îl avem. Așa este. Mă bucur foarte tare că ai accentuat lucrurile astea, pentru că, apropo de dezvoltarea personală, sunt foarte multe, hai să nu vorbim cu răutate, sunt foarte multe entități care fac tot felul de workshop-uri, care fac tot felul de cursuri. Problema este că nu întotdeauna sunt făcute de oamenii care se și pricep cu adevărat la le face. Sunt dau publicul sau oamenii care se duc la workshop își aleg. Adică ei își dau seama, dacă se duc la unul care simt că nu este ok, imediat se retrag și ei își aleg. Adică știți cum pe asta? Noi cumva nu ne afectează cu absolut nimic. Nu, nu-i vorba de și nevul mediu a existat tot felul de vraci care au venit și au strigat, au avut un PR bun, au scris foarte bine textul, au strigat în gura mare, dar au vândut cerneală de păpădie. Stricată, că păpădia are și-o. Da, nu știu, aici cred că ține foarte mult de background, ține foarte mult de testare. Și tot timpul îi încurajăm pe oameni să meargă și la alții. Să meargă în altă parte. Să meargă în alte părți, pentru că noi nu suntem niște profesi, nu suntem niște guru, suntem niște oameni care de-a lungul timpului acumulăm cunoștințe și raportare de lucru cu corpul nostru, în primul cu rând. Cu oamenii, în primul rând, cu interacțiunea cu cei din jurul și noi, la rândul nostru, învățăm și e un schimb de energie, învățăm de la ei. Am o întrebare. Acum e o întrebare jurnalistică, dacă pot să spun așa. În afară de Linotip, mai există alte companii de dans contemporan în momentul de față? Independente, nu. Ba da, mai există, dar nu așa ca să aibă un spațiu. Dar asta întrebam, asta era ideea. Centre independente nu mai există. Nu, este un centru tot independent, cred că este, doar că WASP. WASP-ul e cu tot altceva, e Working Arts Space and Production, e un spațiu care dezvoltă și proiecte de performance-uri rezidențe și proiecte de artă vizuală, dar și de dans contemporan. Am înțeles. De dans contemporan. Dar strict pe partea asta de shows, pe dans contemporan? Nu, cu stagiune de dans, cursuri. Din păcate nu frecvente. Există, dar noi sperăm să mai existe. Asta zic că e necesar să se formeze, eu cred că așa, să se formeze o piață, să zic. Nu, vreau să vă întreb altceva pentru voi, la modul cum sunteți organizați. Există? Îmi cer scuze. Există în Târgu Mureș, noi i-am cunoscut pe oameni, încă n-am ajuns să le vedem spațiu și cei pe al nostru. Se numește, dacă nu mă înșel, compania Conia Adam sau ceva genul ăsta. E de dans? Da, e de dans. Sunt absolvenți ai facultății de coregrafie de acolo, care împreună cu un profesor de-al lor au luat un spațiu, cred că o catedrală părăsită sau ceva, și au făcut o companie. Vreau să vă întreb altceva, apropo de ce discutam. Credeți că aveți nevoie, voi, ca și entitate, aveți nevoie de concurență? Da, cu siguranță, da. Și o să vă zic de ce. Pentru că, având concurență, noi nu avem nevoie de exclusivitate, nu avem nevoie să zicem că noi suntem cei mai tari. Dacă în momentul ăsta s-ar mai deschide 10 spații, cercul s-ar lărgi, iar spectatorii, publicul ar deveni un pic mai numeros. Cei care vor merge să vadă un spectacol acolo vor fi curioși să vadă și aici și în partea cealaltă. Și, practic, cu cât mai puțin suntem, cu atât mai greu se dezvoltă această artă. Dacă privim din prisma faptului că, la un moment dat, folosesc un cuvânt acum ca să încercăm să generalizăm puțin lucrurile, ar deveni un pic monoton. Să există doar un... Da. Și asta, că la un moment dat, asta zic, și publicul s-a epuizat. Da, exact. Riști să te blazezi, riști să crezi că ești tu cel mai interesant și cu asta... Deci, cu alte cuvinte, concurența ar fi sănătoasă. Asta zic, că este tocmai ce am la început, că este necesar să se mai deschidă și alte spații și ca tinerii să aibă acest... Nu e ușor, dar să aibă această inițiativă. Da. Concurența cumva te împinge să automat te împinge să și ridici nivelul continuu. Calității spectacolelor pe care le faci, așa este. Înainte de final, pentru că mai avem 5 minute, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că v-ați rupt din timpul vostru să fim împreună astăzi. Știu că aveți și spectacole și repetiții, și sunteți pe fugă. Mă bucur foarte tare că aveți ce faci în primul rând. Este foarte important să ai ce să faci și să n-ai timp să le faci pe toate, până la urmă. Pentru că asta înseamnă că ai exercițiu, asta înseamnă că de fiecare dată ai ceva de făcut și este bine
Și acum aș vrea să vă întreb pe final, pe fiecare în parte, de ce trebuie să vină lumea să vă vadă? Folosesc cuvântul trebuie pentru că trebuie să formulăm o întrebare. Dar nu e obligatoriu să fie acel trebuie. De ce trebuie să vină trebuie să vină lumea la Linotip să vă vadă spectacolele, să vă cunoască și să dea noroc cu voi și să vă spună felicitări sau, de ce nu, să existe și critică? Te rog. Arcadie. El este cum? Da, sunt, aș vorbi jumătate de oră, probabil, sunt puțin convins despre asta, dar cred că, în primul și în primul rând, trebuie să vină de curiozitate. Și dacă, cumva, de cele mai multe ori, oamenii ne întreabă, da, n-am înțeles, spune-mi, explică-mi și mie cum e cu dansul contemporan. Și atunci eu recomand ca să, spectatorul să vadă un minimum de 10 spectacole diferite, să avem cumva o bază de date atunci când discutăm. Și cred că trebuie să vină să vadă dansul contemporan pentru că este o altă formă de exprimare, un alt limbaj care accesează alte motoare din noi, alte puncte amorfe care există în noi, acele puncte, și pe care le declanșează și imaginația, dar și mesajul acesta extrasenzorial. Și le găsești de fiecare dată altfel, până la urmă, că fiecare spectacol, cum spuneam, e un spectacol diferit. Și de fiecare dată acele puncte de care discutai tu sunt cu totul altele. Nu sunt niciodată la fel. Sigur. Sunt oameni care au venit, au văzut același spectacol de 5 ori și de fiecare ne-au zis, parcă să mai schimba ceva, am crezut că o să mă plictisesc, dar nu, l-am văzut cu același interes. Și asta sunt oameni care au venit pentru prima oară, cumva, să vadă un spectacol, au auzit în stânga sau în dreapta, au venit și au văzut pentru prima oară un spectacol de dans contemporan și după aia au venit la noi și ne-au zis, mai vreau să vin să văd și o să mai spun și altor oameni să vină să vadă spectacolele voastre. Până la urmă, ăsta este, de fapt, cel mai important. Cel mai important. Cel mai important. Un prieten de-al meu, repede zic, din copilărie, că eu sunt din Basarabia și anul ăsta fac 20 de ani de când sunt în România. Imaginați-vă, centenarul și eu fac 20 de ani de când sunt în România. Deci, înainte. Aproape un sfert din centenar. Cam atât a trecut. Un prieten de-al meu din copilărie care a venit aici e contabil și la primul spectacol pe care l-a văzut când am absolvit o facultate, a venit, l-a văzut și mi-a zis, n-am înțeles nimic, dar mi-a plăcut atât de mult încât vreau să mai vin să mai văd o dată. Da. Vă mulțumesc mult. Mulțumim și noi de invitație. Și promit că nu scăpați de mine, așa cum place mie să spun de obicei. Nici voi de noi. Atât mai bine. La cât mai multe spectacole să aveți și să vă ajute Dumnezeu să reușiți să ieșiți din spațiul vostru de confort, dacă pot să spun așa, de la Linotip și să vă vadă lumea și pe alte scene. Să știi că ne văd. Am fost la câteva festivaluri și internaționale, avem proiecte și în afară, colaborări cu instituții. Noi când am deschis Linotipul ne-am gândit să ne conectăm cu spații și instituții similare cu noi din alte țări, ca să putem să învățăm de la ei, să putem să ne facem schimb de experiență și după aia ne-am gândit că e prea devreme, pentru că noi încă nu avem o identitate, noi încă nu știm. Noi da, ne-am făcut un plan unde vrem să mergem, dar ne întreba cineva la început de business plan, care business plan? Pentru că neavând nici repere, neavând nici public educat în zona asta, nu pot să calculez nimic. Este. Și acum, după un an, au început să ne caute destul de multe companii sau centre coregrafi din afară. Asta e foarte bine și mă bucur pentru voi și vă felicit. Noi inclusiv am adus coregrafi care au făcut spectacol cu noi, care e în stagiunea Linotip, workshop-uri și așa mai departe. Da. E foarte bine asta, dar important este să, apropo de ce spuneai tu de business plan, să vedeți mai departe lucrurile și să încercați la un moment dat, exact ce spuneam, să ieșiți din zona de confort, confortul fiind spațiul în care voi vă desfășurați la Linotip și să vă vadă lumea și pe alte scene, indiferent, chiar dacă vorbim de Teatrul Național unde tu ai jucat, fie că vorbim de teatru evreiesc de stat, unde la fel s-au desfășurat niște spectacole. Nu, cereri cumva avem să facem coreografii sau să dansăm în alte spectacole. Cumva acum nouă ne este un pic mai greu pentru că suntem foarte focusați pe spațiu, pentru că ne ocupăm de toate, suntem destul de angrenați acolo. Și ne e greu un pic să acceptăm, pentru că nu știm ce implică, cât timp implică să fim acolo. Dar le luăm ușor, ușor. Doamne ajută! Avem spectacole și în afară, asta este Doamne clar. Ajută! Dragi prieteni, dansul contemporan își face loc ușor, ușor în
piața asta de cultură românească și este foarte important, este foarte bine că se întâmplă. Așa cum spuneam și la început, există oameni frumoși care fac lucruri frumoase și iată încă o dovadă. Doi tineri frumoși împreună cu alți tineri care fac lucruri de genul ăsta. Nu uitați, mergeți să-i vedeți pe cei de la Linotip, mergeți să vedeți spectacolele lor pentru că sunt unice. Toate. Nu există spectacole care se asemene între ele. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, Ștefan! Și la cât mai multe! Mulțumim! Iar vouă, dragi telespectatori, o seară frumoasă și ne revedem în curând! La revedere! Mulțumim.